Elevii Băcăoane au susținut astăzi un exercițiu de democrație. Ei au organizat la prefectură o dezbatere pe tema aderării României la zona euro. Activitatea s-a desfășurat cu prilejul Zilei Naționale a României. Elevii mai multor licee băcăoane s-au întâlnit astăzi pentru a dezbate un subiect de actualitate, aderarea țării noastre la zona euro. Este un exercițiu practic de democrație. Este bine că tineretul este educat, instruit și destul de receptiv la acest fenomen care se numește democrație. Democrație care, deși beneficiem de plin de ea, suntem în Uniunea Europeană, de multe ori are înțelesuri altele decât ar trebui să fie. Echipele care au purtat dezbaterea au fost intitulate Guvernul și Opoziția. Această dezbatere are un format de tip parlamentar, ceea ce înseamnă că avem două echipe cu nume semnificative pentru viața noastră politică, respectiv echipa Guvernului și echipa Opoziției. Acest Parlament, adică noi astăzi, din această sală, acum, consideră că aderarea României la zona euro este benefică statului român. Echipa Guvernului a adus un prim argument care să susțină aderarea României la zona euro. Argumentul economico-financiar se referă la faptul că țările care sunt în momentul de față în zona euro sunt ajutate de către celelalte state din aceeași zonă în caz de recesiune. Astfel se va întâmpla și cu România în cazul în care ea intră în această zonă și sunt ajutate necondiționat. De cealaltă parte, echipa opoziției a ținut să contraatace argumentul celor din guvern. După cum a demonstrat-o și Germania, care acum puțin timp a recunoscut faptul că se gândește la reluarea sau reintroducerea mărcii germane, tocmai datorită instabilității în care se află moneda euro în prezent. Dezbaterea se află la cea de-a doua ediție, prima fiind organizată în anul 2010.